Nu doar în Mehedinți, ci în toată țara, directori ai unităților de învățământ au fost înlocuiți. În total, peste 1000 de directori au fost schimbați peste noapte, fără concurs, fără criterii profesionale, doar după bunul plac al politicienilor din noua coaliție. Este cea mai mare operațiune de politizare a învățământului românesc după Revoluție, exact pe dos față de ceea ce promitea USR Plus la angajamentul numărul 15 din programul prezentat în campania electorală, în care propunea pompos depolitizarea învățământului românesc. Mehedințenii sunt complet depășiți de această situație în care a ajuns învățământul românesc. Școlile din România, mai mulți directori au fost schimbați, fără concurs, fără nicio explicație, din punct de vedere politic, din câte am înțeles. Ce să vă spun? O părere foarte proastă. Nu e lucru bun. Nu. O să devină copii analfabeți. Trebuia politic, trebuia nu la unui concurs bănuiesc, da? Pe criterii de cine e mai bun. Nu politic. Politic nu e bine. Cu promisiunile de reformare a clasei politice și de depolitizare a funcțiilor publice, USR Plus a câștigat sute de mii de voturi. Acum guvernează alături de cei care fac exact opusul promisiunilor făcute. Doar în Mehedinți au schimbat peste noapte 68 de directori de școală.